Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Arena lui Cătălin Tolontan, ca în fiecare zi de marți în Deșteptarea. Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața! Astăzi, în Libertatea, colegii mei au publicat sinteza unei extraordinare investigații realizate de postul de televiziune franco-germană Arte, care investigează trucurile folosite de industria pariurilor sportive online. Titlul este: nu te lași. 99% dintre clienții noștri pierd. Da. Pentru că aceasta este singura industrie din lume, este singurul joc. Așa puțin? Singurul câștigător. Credeam că 99,99%. Da, da. Cei de la Arte au făcut o investigație care durează o oră și jumătate. Există un articol, link unde poate fi văzut pe YouTube, care este absolut, absolut cutremurătoare. Au discutat cu oameni din interiorul caselor de pariuri, cu oameni și familiile celor dependenți, cu politicienii care ajută aceste, aceste practici, pentru că vorbim, și acum merg la România, vorbim despre o creștere exponențială a acestei industrii și a dependenței pe care, din păcate, o provoacă dacă societatea și statul nu fac nimic. În ultimii 3-4 ani, cam după pandemie a început, sau din timpul pandemiei mai exact, a început, dar nu numai la noi. Nu suntem un fenomen izolat, lucrul ăsta se întâmplă în toată Europa și mărturile din interior sunt, așa cum spuneam mai devreme, sunt elocvente. De pildă se spune că există metode de a trișa. Ce înseamnă asta? Înseamnă că vor să păstreze oamenii care pierd, nu înseamnă că nu dau banii sau nu despre această metodă este vorba, nu. Că vor să păstreze oamenii care pierd bani și să elimine pe cei care câștigă. Cei care pierd sume importante sunt declarați clienți VIP și primesc diferite cadouri, cum ar fi bilete la meciuri și așa mai departe. Se creăm, ca să citez un fost angajat al unei mari companii, citat de televiziunea respectivă, creăm un profil de client unic pentru că aceștia sunt privilegiați că își pierd practic bani. Mai mult decât atât, marile firme de pariuri sportive și de jocuri de noroc sunt în situația de a putea analiza datele de pe cardurile oamenilor și își dau seama care dintre ele au venituri mici și că au profilul de potențial pariuri. Nu există salvare din punctul ăsta de vedere, recunosc și cei care lucrează în casele de pariuri, pentru că odată țintit de către ei, vei primi reclame și vei fi micro-targetat astfel încât vei ajunge în această situație rezumată atât de clar: 99% dintre clienții noștri pierd și cu cât joci mai mult, cu atât pierzi mai mult, a spus unul dintre un director general în funcție, chemat în fața parlamentarilor britanici, pentru că fenomenul este, așa cum spuneam, exploziv în toată Europa. Există studii în Marea Britanie care arată că la fiecare om care este dependent de jocurile de noroc, există 6 oameni lângă el, în familie, printre prieteni, care suferă. Și nu pentru că ar fi bolnav sau pentru că ar avea probleme, ci pentru că există, de la școală și până acasă și până la job, există efecte în jurul tău provocate de adicția pe care tu n-ai căutat-o, nimeni nu vrea să fie dependent de ceva, da? Dar adicția pe care ajungi, practic, să o dobândești și să o exerciți și care te afectează nu doar pe tine, ci și pe cei din jurul tău. Da, este absolut, probabil cel mai puternic lucru pe care l-am citit vreodată despre industria pariurilor, este revelator despre cum se gândește în interior, ce se întâmplă. Și aș încheia prin a spune oamenilor care au probleme, care joacă, că mitul că te poți opri când vrei tu, conform oamenilor care fac asistență cu familiile celor care sunt dependenți sau cu ei, cu oamenii care sunt dependenți, este un mit fals. Am ascultat la Radio România Cultural următoarea explicație pe care o citez, mi se pare de asemenea, cred că cea mai bună caracterizare a oricărei dependențe, nu doar acestei dependențe, pe ideea că nimeni nu alege să devină dependent, oamenilor nu trebuie să le fie rușine de faptul că joacă sau, nu știu, beau, ci trebuie să caute ajutor pentru a ieși din acest ciclu. Singur, e foarte greu sau poate imposibil să ieși din asta.
Și ciclul arată în felul următor, analizat chiar de psihologa și psihoterapeuta Raina Shaguna, se numește, cea care este, practic, specialistă care îi sprijină pe oameni dependenți. Oamenii afectați de comportamentul de joc de noroc excesiv trec prin următorul ciclu. Înainte de a juca, ei simt o tensiune puternică. În timp ce joacă, simt plăcere sau eliberare. După ce au jucat, simt regret, rușine sau vinovăție, adică o suferință emoțională până la urmă. Și ultimul punct este că atunci când au terminat, trebuie să reînceapă jocul pentru a simți din nou plăcere și a reduce suferința care apare. În ciclul ăsta, într-un fel sau altul, se duc toate dependențele. Dependența asta este și ea foarte periculoasă, ca și altele, pentru că afectează, nu te afectează doar pe tine, ci și foarte multă lume în jurul tău. Da, foarte tare. Cătălin, mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.